După task multe nemulțumiri au apărut în casa fetelor, ba dintr-o parte, ba din alta, să fie de fapt mai vechi tensiuni. Nu a fost corect, doamna Daniela, eu sunt nervoasă acum. N-a fost deloc corect. Pur și simplu fapt, pentru că prima Delia avea cunoaștere, o trimite pe Delia și după aia am dat, mă, doamne, iartă-mă, mai degrabă nu participam cum n-am participat nici ieri și gata, rezolvam totul. Eu am avut mai multă cantitate, asta era ideea. Nu e nicio realitate, că dacă cantitate, era mult de cantitate, Andrada. Fratele, a trăiat foarte bine. Doar doamna Mariana, în pana mea acum, să vorbim serios. Doamne, ce ofticoasă, frate! Da, alege o singură persoană din 8. Acum să fim serioși. Alege prima, că-i cunoaștere, și după aia alege o singură persoană doar pentru că... Da, nu e nimic corect, așa. Trebuie să mă gândesc pe cine să aleg, stați o secundă. Nu-i corect! Adică, pana mea, alea erau Julien, alea erau Pai, alea erau Mici și pur și simplu pe ce bază, pe criteriu? Nu, nici nu-i un vot corect, din 7 persoane votează una singură, nu! Așa, am și eu un mesaj pentru producție. În urma task-ului de tocat, îl aleg pe Valentin! Să mergem la un D8. Valentin, te aștept! Diseară, la portiță! Gata, l-am ales pe Valentin. Dar discuțiile despre task nu s-au oprit și unele voci spuneau că votul ar fi fost influențat. Unde, Andrada? Oricât. Ce are? Nervoasă, că nu îi se pare normal că de ce a votat o singură mamă, știi? Pe cum doar o singură mamă? Și... Pe cine votă doar o singură trebuie mamă? Trebuie să-i mai explic o dată, doamne. Daniela, nu vreau să mă înțeleg greșit. Din ce s-a înțeles în bucătărie, că ar fi ales doamna Mariana, știi? Fata care să meargă. Și eu am zis în baie așa, știind lucrul ăsta, că nu divinizai tu acea persoană, adică gen pe mama lui Albert. Și acum s-ar fi supărat că de ce ar fi ales ea, gen, știi? Dar eram sigură că se ceartă după task-ul ăsta. Că toate vrem să câștigăm, oricât am zice, toate voiam să fim câștigătoare. Bă, asta e, a fost. Mă oftică că nu a fost corectitudine, gen, și s-a amestecat treburile. Ai, frate, trecu, o să mai vină task-uri și o să câștigăm și noi. Ce că mi s-a părea mai corect mamele să nu ne vadă dinainte, ca să nu poată să influențeze cu nimic bun. Aia am zis și eu. În rest, poate să câștige oricine din partea mea. Chemați-o pe nebună să vină să mă... Ori mai bun să câștige. Tensiunea apărută după task nu dispăruse, ajungând la a se specula lipsa corectitudinii. Ce să zic? Andrada? Da? Te uiți tu la cartofi să mă și eu să fumez? Mă uit și la cartofi. Te rog. Da, după ce că i-am tăiat paie, mă mai uit și la ei. Da, mi-aș... Tu de când vorbești tu așa urât? Eu n-am vorbit urât. Da, de când? Că ai mai zis într-o noapte. Da, atunci m-am lovit. Ce a zis că eu n-am auzit? E, că-și bagă bip. A, atât? M-am oprit la băgar. Ba nu, a zis, bălea mea nu, mi-am oprit la băgar. A zis numele. Asta e tot. Doamne, am auzit chestii mai rele. Nu de la mine. De la tine, da. Nu de la mine. Dar cu tine am stat decât de două nopți la cazare și după aia mai aici. În care te rugam frumos să închizi telefonul sau să taci. Da, fata, o să plec de aici, o să ne... se termine emisiunea și nu o să mă mai vezi niciodată, ok? E da. Bine? Știu. Că știu că asta vrei. Primul mesaj care o să fie, o să... Unde ești? Eu, prietenă, cu tine aș vrea să rămân. Aș vrea să rămân cu toate, da. Fata, eu mă oftic rău, dar nu mă oftic gen la... Ai înțeles de ce mă oftic? Da, înțeleg. Și da, am dreptate. Au ales după cantitate. Da, da, am dreptate. Crede-mă, era o egalitate noi două, doar că aveam mai multe. Asta e locul meu. N-aș avea dreptate? Adică se pun două la două persoane și are drept de cuvânt ultima persoană. Ai, ce corect. Și afară are drept de cuvânt o singură persoană, nu-i corect. Pune-te și locul meu, dacă grămăjoarele deja s-au ales, de ce s-au ales? Da, 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 știi? Asta. Dar adică n-are sens. Pune-te în locul meu, alege grămăjoara cu intenția că e Delia. Asta nu e corect. Cu intenția că e Delia și că are cunoaștere și eu nu. Și după aia... Păi așa țipăm toate în gura mare, vreau date, vreau date. A, păi vreau și eu date, frate. Nu-i corect, acum vorbim serios. Fac toate lucrurile corect, mă puneți pe etapa finală și alege o singură persoană, păi. Ori aleg toate șapte, ori nu mai alege nimeni. Sau dacă nu, data viitoare să nu se vadă cine poate. Dar nu era corect nici să aleagă altă grămăjoară după ce au ales Delia. Părerea mea că cel mai corect era să nu se dea pe plasmă. Cine și cum tăia? Părerea mea cea mai bună era că trebuia să aleagă nu mamele. A fost un haos, frate, la task-ul ăsta. Zici că ne-am bătut pe un milion de euro, să mor eu. Bă, și Delia cum s-a transformat și cum țipa. Bă, era Delia ca Delia, dar fii atentă la noi cum ne-am enervat când am știut faptul ce s-a întâmplat. Adică intrăm în etapa finală amândouă și o alegem pe Delia că a țipat că vrea cunoaștere și nu știu ce și nu știu cum. Și după aia...
Pânte la noi. Hai că ia ca ea, pânte și în locul ei, dar... Chiar dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat săptămâna trecută, noi doi ne-am cunoscut una pe alta cum suntem ca oameni și tocmai de-aia încă vorbim în continuare, știi? Că ea știe că eu sunt un om bun și eu știu că e un om bun, gen. N-avem treabă la chestia asta. Ce zici? Ce zic? Uh-huh. Ce-am ales? Da. Valentin. Valentin. Succes. Era cum mi-a făcut să pe Albert după ce mi-a azi a doua oară că decizia e definitivă. Era chiar primire, erau după aia, și așa mă fac toți, că mi-am primit scrisoare și mi s-a zis că în comentarii mă fac oamenii disperată. Păream și mai disperată după ce m-a refuzat astrale pe el, știi? Da. Acum ai făcut cartofi? Da, se fac, m-am dus să mă schimbat, dar vreau să mă demachez. Te-ai liniștit? Nu. Tot nu-i corect. Pare rău. Pare rău. Ba, eu zic că e corect pentru că trebuia să câștige grămojoara care a câștigat din prima. Dacă pe prima ați ales-o, pe aia să câștige, doar că era fata greșită. De ce să aleagă altă fată, gen? Eu n-am ales. Eu ți-am zis pe cine am ales. Eu am citit des o zi să aveți grijă la grămojoare. Și cantitatea pe care o faci. Eu ți-am zis, eu asta am avut în cap. Așa putea și Maria să facă încetul și să fie perfect. Nu Maria. Pe când Eu asta am făcut ce am simțit. Eu nici nu m-am uitat, nici la ta. Eu numai când mi-am aruncat ochii, atât. Și al lui Iulian a fost tăiați cartofii. Ne distrăm mâine când o să se deie cum am... Da, cum arată azi. Mâine ne distrăm. Da. Eu nu mai vorbesc cu Albert. Știu că nu mai vorbește cu Albert. Cine nu mai vorbește cu el? Ei, na, nu mai vorbești și treci până mâine. Cum ați votat, doamnelor? Hai să vedem, ca să facem o reconstituire, că n-am înțeles pe ce era supărarea. Doamna Maria, pe cine ați votat? Eu pe Andrada. Ok. Doamna Floarea? Pe Andrada. Doamna Ioana? Delia. Doamna Mariana? Maria. Așa. Pe Delia, Delia sau pe mine? V-ați gândit că pe Antonia? Că... Nu, păi așa erau, deci așa pe erau grămezii. Era Antonia. Era... Deci pe Antonia. Antonia. Așa, noi și da. De unde sunt? Dacă n-a făcut nici ele, cumva. Am înțeles, supărere. Deci practic pe Antonia. Da, păi până la urmă. Am atribuit cele trei grămăjoare inițial Deliei, făcând confuzia, da? Deci am făcut rocada între ele, când de fapt erau ale Antoniei. Ok. Practic egalitate între Andrada și Antonia și doamna Maria. Viorica? Eu pe Iuliana am. Așa, și mama săptămânii? Ales. Eu am decis. Da, fetele. Dintre ele două, dintre da. Andrada și Antonia. Corect. Și tu ai crezut că a ales gândindu-se că... Eu știam că nu am tăiat cum trebuie. Tu nu, tu pe tine te-am scos, gata, tu ești papa de mult, da. Dacă am confuzat că la început a crezut că e Delia și au votat... Am înțeles. Nu, și acum, tu te-ai supărat că... tu te-ai gândit că doamna Mariana a decis... că este Antonia câștigătoarea pentru că... Nu, am spus destul de clar, doamna Mariana, că după aia când a venit în untru, a decis așa din cauza că pur și simplu era aleasă deja grămăjoara aia. Mm. Și pur și simplu a vrut să rămână acolo. Okay. Dar că eu m-am supărat după aia din primul fapt... Pe Delia. Da, fetelor, cine a tăiat cel mai bine? Mă întreb și pe voi. Da, cartofii Iuliana. Pe părerea mea, Varza nu m-am uitat și ceapă. Eu am tăiat Varza cel mai bine. Eu. Eu zic că toată eu. Și ceapa. Și trebuia să se ia în considerare și cantitatea. Și doar calitatea. Exact, pus... și calitatea și cantitatea. S-a pus accentul mai mult pe calitate, cât e de fin și așa, dar trebuia și la cantitate să se uite. Da, dar ținând cont de faptul că nu ați avut de la bun început cantități egale da. Din legume, varză, da. Ceapă, e un concurs, doamna Daniela. Acum fiecare pe ce a pus până. Cartofii fără timp. Fără timp. Și ele cu toate astea s-au dus grămadă. Da, tot. Într-adevăr. Și am rămas cu trei cartofi atât. Da. N-am ce să fac cu ei. Pai, ea mai cu trei cartofi atât, eu cu patru și după aia nu știu ce. Laura, tot așa cu cartofi mici. Da. Și tu erai supărată, cartofi. Laura? Păi eram supărată rău. Deci? Că e mai bine să tai toate alea corect și bine. Și nu te aprecia nimeni. Da.
S-au văzut că au fost concurente care au ales cartofi mari și au curățat coaja foarte groasă. Teoretic au rămas cam cu aceeași cantitate cu acelor care au avut cartofi mici și s-au chinuit să curețe coaja, sper încât să le mai rămână ceva. Iar Maria asta reclama faptul că are cartoful stricat, dar ea l-a ales. Deci nu ți l-a pus nimeni în față. Și de la piață, ei arată bine coaja și înăuntru e stricat. Aici nu e vina nimănui. Asta a fost atunci pe moment, eu nu saboteze. Da, dar nu am zis că a vrut cineva să mă saboteze. Păi nu, dar reclamai și asta erai nervoasă că e cartoful stricat. Îl lăsai jos și păi curăță. Păi și am luat altul apoi. Da, da. Deci asta oricum nu a fost obiectiv fotul, mă rog. De ce n-a fost obiectiv? Pentru că mamele au văzut când noi am tocat și probabil s-au mai uitat și dinainte care, cum toacă, poate că sunt anumite... Adică s-a votat pe simpatii? Posibil că da. Nu, dar eu nu cred. Odată ce s-a votat pentru simpatie, au votat pe Cristina, aici părerea mea. Sau doamna Floarea nu m-a votat pe mine că n-am fost deja la un date cu Valentin. Aici nu cred că a fost simpatie. Asta a fost părerea mea. Pare rău, dar Maria, cea doamna era tăiată foarte mare. Stați un pic, că doamna Ioana are o propunere și poate și... foarte mică, spre deosebire de a mea. Trebuia să se aducă... Vă vorbiți toată dată. Poftim? La următorul task. O să fie anonim. Da, sunt noi, sunt numere. O să fie anonim. Să fie cu numere. Sunt 9 fete, 9 așa numere. Așa va fi, așa va fi. Noi așa se face. Și producția știe că numărul așa facem. Am vrut să vedem cum vă reglați voi între voi. Așa se fac task-urile. Da, acum ați fost de probă, să vedem. Da. Eu zic că data și le-am numerit și bine. Și așa n-ar mai fi subiectiv. Nu, dar dacă aveam același număr de legume, nu mai erau probleme. Că unii au avut 7 cartofi, altul a avut 3, altul 4. De asta e concurs, doamna Maria. De asta e concurs. Ce voi să ziceam atunci? Eu zic că data viitoare o să ne organizăm mult mai bine. Da, clar. Da, da. Perfect. Ne concurcerea asta. Fiecare competitiv în felul lui, fiecare dorește să câștige, fiecare... Dacă stau bine să mă gândesc, cred că următorul task este ăla cu sfințișorii moldovenești. Cum? Care ce să vezi? Păi cum nu mai e, că de Dragobete nu... Păi. Da, nu, de asta de gătit anonim. Mucenici, nu? Nu, sfințișorii stea din aluat, opturile, din aluat. Da, mucenicii sunt aia pe care îi mâncați voi în Muntenia cu zeama. Da, exact, nu ăștia cu lingura. Da. Sigur că o să mai fie task-uri până atunci, să nu credeți că stați 2 săptămâni pe uscat. Doar că ziceam că task-uri de-astea sofisticate de muncă multă, migăloase și să fie cu numere. Da. Numere cel mai bine. Da, evident, așa va fi. Dacă nu vezi nimic, ai votat numărul, îți pui la cameră numărul 1 și producția știe cine e numărul 1. Exact. Da. Dacă nu știe producția, atunci cine? Păi...